Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este primarul Comunei Comăna, domnul Viorel Grusea. Bun venit în studio. Ne aflăm în luna decembrie, luna bilanțurilor, luna în care vedem, tragem linie și vedem ce am realizat. În această perioadă o să fie invitați mai mulți primari din zona Țării Făgărașului care își vor prezenta bilanțul, care vor arăta locuitorilor comunelor și nu numai lor, realizările, vor arăta locuitorilor comunelor lor ceea ce au promis că fac și ceea ce au realizat din ce au promis. Din câte știu, la dumneavoastră în comună, din ce ați promis, ați făcut mare parte și mai mult decât atât. Din câte știu eu, era vorba de asfaltarea a două localități, până la urmă v-ați extins și v-ați dus mai mult decât atât. Da. În primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vreau să le spun tuturor românilor la mulți ani și multă, multă sănătate. Și pentru că numai peste două zile va fi Sfântul Niculae, tuturor celor care poartă numele acestui sfânt, multă, multă sănătate, bucurie și să dea Dumnezeu ca sărbătorile ce urmează să vină cu liniște, cu pace și cu armonie în suflete și în familiile dumneavoastră și ale românilor. Aș vrea să spun că noi, de obicei, când promitem ceea ce vrem să facem în anul în curs, întâi ne bazăm pe niște lucruri reale. În primul rând stăm să ne gândim exact ce bani avem, ce bani credem că vom încasa, ca atunci când ne facem planurile de achiziții și planurile de dezvoltare pe termen scurt, nu vorbim de cele pe termen mediu și lung, să nu prea mințim oamenii. Adică la începutul anului, când împreună cu Consiliul Local facem proiectele de buget pe anul care urmează să înceapă, suntem foarte atenți să prindem o plajă cât mai largă și în funcție de priorități să și demarăm aceste lucrări. Așa că pot să vă spun că sunt mulțumiți și suntem mulțumiți, noi ca și administrație și sper că și cetățenii Comunei Comuna să fie mulțumiți. Cam tot ce ne-am propus pentru anul 2014 am reușit să realizăm. Foarte, foarte puține lucruri nu am putut să le facem din planul de achiziții, dar chiar săptămâna trecută am avut ședința de Consiliu Local pentru întocmirea planului de achiziții pe anul 2015 și absolut toate lucrările care n-am reușit să le facem acest an le-am reportat pentru anul viitor și cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să le ducem la bun sfârșit. Niciodată nu se termină treaba. Întotdeauna întâmpinăm probleme noi, lucruri care trebuie rezolvate și cu siguranță după ce ne facem un plan bun și ne stabilim foarte bine prioritățile, încercăm să le ducem și să le realizăm. Ați început cu asfaltările. Eu insist pe acest lucru pentru că am văzut cum arăta, mă refer doar la Comuna de Jos, dar și în Crihalma ați mai făcut asfaltări. Și în Ticușul Nou. Mă uitam cum arătau străzile în Comuna de Jos, mai ales strada aceea când vii de pe Valea Comorilor, cum zona turistică a Comunei, da. Care nu arăta în niciun fel, acum arată într-un anume fel. Arată foarte bine, suntem foarte mulțumiți și cu siguranță nu ne-am grăbit. De mult, știți că am tot povestit despre aceste asfaltări, se pare că a fost de bun augur până la urmă și, într-adevăr, constructorul și-a făcut foarte bine treaba și suntem mulțumiți de cum au fost realizate lucrările. Vom continua. Noi, la fel cum am mai spus în alte emisiuni la noastră, avem proiectate aproape 85% din tot ce înseamnă drumuri comunale. De lucrări de infrastructură, adică asfaltare, rigole, podețe de acces la proprietăți și trotuare. Și cam fiecare tronson de drum pe care l-am asfaltat a fost încheiat din acest punct de vedere. Trotuare,
căi de acces la proprietate, șanțuri de captare a apelor pluviale și, bineînțeles, asfaltarea. În continuare și cu siguranță și în anul 2015 vom merge mai departe cu aceste lucrări. Suntem foarte mulțumiți de cum au fost realizate, deși mă repet, dar ăsta este adevărul și în continuare vom face și în satul Ticușul Nou, unde am asfaltat un tronson de drum, celelalte drumuri care sunt care sunt prevăzute pentru a fi asfaltate, acolo, datorită configurației satului, satul fiind așezat pe un deal, ca să zic așa, avem probleme mari când sunt ploi abundente și apele de foarte multe ori intră în curțile oamenilor. Și atunci va trebui să realizăm niște rigole betonate de o mai mare adâncime pentru ca să poată prelua debitele datorate ploilor și cu siguranță vom face de pe strada Ciocrac de sus și până la intrarea în sat la Valea Ticușului și pe o parte și pe alta, șanțuri, podețe și așa mai departe. Cred că și bineînțeles și în celelalte sate ale comunei. Vom vrea ca în anul 2015 să continuăm lucrări adică să demarăm lucrări de asfaltare și de amenajarea trotuarelor și în satul Comuna de Sus. Pe lângă asfaltări, au mai fost și alte investiții? Am văzut că, sau mă rog, din știrile pe care le-am difuzat la televiziunea Făgăraș, din informațiile pe care le-am cules vis-a-vis de activitatea din comuna dumneavoastră, am văzut și amenajarea de școli. Dar vă las pe dumneavoastră să spuneți ce ați realizat. Noi am considerat și cu siguranță zic eu că așa trebuie să gândim, să încercăm să avem un plan sănătos de dezvoltare, gândindu-ne în primul rând la educația copiilor noștri și pentru ca ei să poată să studieze într-un cadru cât mai bun și cât mai adecvat pentru a putea să facă și performanță. Pe lângă dotările din sălile de clasă și așa mai departe, am încercat să avem și imobilele într-o stare foarte bună de funcționare și pe parcursul mai multor ani, nu doar anul acesta, am încercat și aproape că am reușit, dar, repet, niciodată lucrurile nu vor fi finalizate pentru că totdeauna va trebui să intervii. Mare parte din, de fapt, aproape toate școlile de pe raza comunei Comuna sunt într-o stare foarte, foarte bună în ceea ce privește clădirile și, bineînțeles, și dotările. Anul acesta am mai făcut școala din Comuna de Jos, fiind foarte mare. Nu am reușit să facem într-un an, nu am putut să facem într-un an acoperirea învelitoarei. Și atunci am făcut-o pe durata a 2 ani de zile și la anul vom termina. Fiind foarte mare, n-am avut bani. Banii fiind puțini, am încercat să-i drămuim foarte bine și să-i punem, să astupăm aproape toate găurile, la figurat vorbind, din comună. Și cu siguranță anul viitor vom face și acoperișul pe clădirea veche a școlii din Comuna de Jos, după care cu siguranță vom putea să trecem și la mici lucrări de retușare prin interior. Mai mult decât atât, un proiect al meu și al nostru, al Consiliului Local și al celor care administrează comuna, dar în primul rând a fost un proiect al meu. Ne-am gândit de foarte mult timp și am vrut, am ținut cu tot din adinsul să facem un teren de sport. Deci noi nu am avut niciodată, dar niciodată în comuna nu a fost un teren de sport, în adevărat înțeles al cuvântului, dar nici în niciun fel. Și la un moment dat cineva și-a mai spus-o asta și de fiecare dată când am ocazia o să spun, m-a întrebat un pic ironic de ce am considerat o prioritate acest teren de sport. Ei, ce le-am spus lor, să vă spun și noastră și celor care ne privesc acum, acel teren de sport nu era o prioritate și era o necesitate. Deci avem foarte mulți copii, spre deosebire de alte sate din mediul rural unde populația este într-o ușoară scădere. Noi avem copii foarte mulți și ai noștri copii, deși din punct de vedere al activității de studiu aveau condițiile necesare, din acest punct de vedere al sportului erau foarte, foarte
păgubiți. Nu aveau unde să-și desfășoare activitățile sportive și după ce terminau ciclul gimnazial și trebuiau să meargă la licee la oraș, din acest punct de vedere aveau o mare problemă. Efectiv, nu știau să joace un handbal, nu știau să joace un basket, nu știau să joace volei și acest teren care este făcut în curtea școlii din comuna de jos, este făcut la standarde omologate, unde se pot ține și competiții sportive profesioniste. Dar, în primul rând, acest teren a fost făcut pentru ca să deservească pe copiii care studiază atât în școala comuna de jos, cât și în colaborare cu direcțiunea școlii. Am vorbit ca cel puțin pe timp de vară, 6-7 luni de zile, și copiii din celelalte școli, pentru că distanța dintre sate este destul de mică, avem mașina care îi poate transporta de la o școală la alta, în așa fel să fie făcută programa ca să poată veni și din celelalte sate să țină măcar o oră, două de ore de sport pe săptămână pe acest teren care este dotat absolut din toate punctele de vedere. Și am făcut și în școala generală, la școala generală din Crihalma, curtea școlii lăsat de dorit din punct de vedere al amenajării, am pardosit absolut toată curtea, nu am avut banii necesari pentru a face încă un teren la aceeași calitate și anvergură, dar am pardosit absolut toată curtea școlii, am trasat un teren de handbal, am pus porți și acolo copiii își pot practica diferite sporturi de echipă, repet, handbal, basket, fotbal și așa mai departe. E un lucru care mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să-l realizăm, suntem foarte mulțumiți și auzi, niciodată nu m-am gândit și vreau să vă spun că sunt foarte fericit că asta e, că trebuie să ne gândim și la bani. Nu m-am gândit să aibă și o parte economică acest teren de sport. Atât de multe cereri am avut de închiriere a acestui teren, bineînțeles după orele de școală, încât Consiliul Local a stabilit o taxă pentru eventualii doritori să poată veni să joace un tenis cu piciorul, să joace un mini-fotbal și așa mai departe. Și sper să nu fie doar începutul, dar după niște calcule simple, deși terenul a costat 250.000 de ron, dacă merge așa în 2-3 ani de zile, va fi amortizat în totalitate. Pe de o parte ne-a rezolvat problema cu copiii, pe de altă parte se și rambursează investiția, ceea ce e un lucru foarte bun și este mulțumitor pentru și de ce nu deservește și interesele tinerilor din comună, care doresc să practice un sport acolo la teren. Când povesteați dumneavoastră, mă gândeam că în urmă cu mai mulți ani, când școlile de la sate erau dotate cu terenuri așa mai rudimentar, dar erau terenuri de handbal, terenuri de fotbal, se făceau acele campionate între sate, între școlile de la sate, campionate de handbal, campionate de fotbal, campionate de atletism și așa mai departe. Foarte bune. Erau extraordinare pentru că ajutau la dezvoltarea copiilor și ceea ce ați remarcat și dumneavoastră, îi făceau pe acei copii ca în momentul în care ajungeau la liceu să aibă deprinderi pentru a face sport. Poate unii dintre ei erau talentați, dar nu își puteau dezvolta talentul pentru că nu aveau condițiile să le unde să-și desfășoare talentul. Așa e și e foarte mare păcat. Nu o să spunem că acum o să dăm nu știu câți campion la handbal, fotbal, basket și așa mai departe. Dar niciodată nu se știe și după cum bine știm și bine știți și bine știu și cei care se uită la noi, adevărații campioni și mari campioni ai României, și nu greșesc, au plecat din mediul rural. Dar vreți să vă dau eu câteva nume? Vă ajut dându-vă câteva nume. Da. Cea mai bună handbalistă din toate timpurile a României este Mariana Târcă. Și fostă, din Făgăraș. Fostă Mariana Oacă, ce este născută la Valea Olt. Corect. Și vă dau și eu un exemplu. Ivan Pațaichin. Gheorghe Hagi. Elisabeta Lipă. Iată, numai așa foarte rapid. Da.
tineri, care la vremea respectivă erau tineri, mă rog, sportivi, care din mediul rural. Așa e. Și dacă nu aveau condiții, nu puteau ajunge. Și dacă ajunge. Nu puteau fi descoperiți. Și e păcat. Eu nu zic, dintr-o mie, dacă iese unul sau doi, e un lucru extraordinar. Și pentru el, în primul rând, și pentru școala noastră este o mândrie, și pentru zonă, și pentru toată lumea. E păcat să se piardă talente pentru că cineva nu le poate descoperi. Că profesorii sunt de bună calitate, ar putea, altfel o să-i vadă, dar important este să aibă unde să-i vadă. Și din cât 100-200 de copii, poate că unul o să meargă și o să ajungă sportiv de performanță. Pentru că acum vreo 2 sau 3 zile povesteam cu un prieten foarte bun și ziceam, băi frate, toată lumea merge la facultate. Eu nu zic că e rău, toți sunt ingineri, toți sunt medici, toți sunt doctori, toți sunt avocați. Băi, dar mai avem nevoie și de alte meserii. Cine mai muncește în țara asta? Exact, cine mai muncește în țara asta? Nu că inginerii n-ar munci. Da, deci n-am nicio, Doamne ferește, sunt profesii liberale și foarte onorante, dar avem nevoie și de alte categorii. Deci nu se poate, avem nevoie de aceste școli meșteșugărești. Și nu o să vreau să fac reclamă, dar un copil de la doi, de fapt doi copii din sat de la noi sunt în Brașov la o școală din asta care pregătește copii pentru meserii. Sunt acele, școli profesionale care erau extraordinare. Nu toată lumea poate să ajungă inginer. Și nici nu e nevoie numai de ingineri. Vedeam o reclamă exact la postul nostru de televiziune cu dezvoltarea Făgărașului și la un moment dat ziceau de Dacia. Și spuneau atunci că la Mioven că era un inginer la 10 muncitori. Foarte bine! Bun, acum sunt 10 ingineri la un muncitor. Nu știu dacă e bine. Da, așa este. Da, celebrele seriale, poveștile uitate ale Făgărașului. Exact, la aia exact. V-ați referit, da. S-o cu referire. Da. O inițiativă, dacă ați amintit de ea, vreau să o foarte remarc, frumoasă. Și am descoperit, care, în cer scuze, multe, multe lucruri despre Făgăraș pe care nu le știam. Exact. Tocmai asta a fost și ideea. Sunt acolo mai multe povești despre Făgăraș, povestite de oameni care le-au trăit în acea perioadă și culese. Mulțumim aici muzeului municipiului Făgăraș, care istoricii de acolo ne-au povestit multe lucruri și ne-au ajutat în redactarea acelor materiale. Să revenim la dumneavoastră și la ideea pe care eu mai devreme încercam să o dezvolt. Aceste baze sportive, dacă sunt făcute la Comăna, la, eu știu, zona dumneavoastră acolo, la Ticuș, la Șercaia, la Hoghiz, la pot reface acele campionate între școli? Da, pot... eu vreau să vă spun că noi am și organizat, după ce am terminat baza sportivă, la noi în Comăna de Jos, la școală, pe acest teren, a fost organizat un campionat de fotbal și au participat toate școlile de la Comăna și tot ce înseamnă regiunea, zona Rupea. A fost un campionat extraordinar, copiii au primit niște premii, în primul rând a câștigat... Toți cei care au participat. Asta era ideea, nu contează cine a câștigat. Bineînțeles, au câștigat toți copiii, toți participanții au câștigat. Exact, și a fost nemaipomenit. Și vor urma aceste campionate și putem să organizăm și campionate chiar de echipe care sunt profesioniste și mai putem face, putem oferi echipelor profesioniste locuri de cazare pe acea vale a comorilor de care ați povestit la Comuna de Sus, unde pot să vină la aer curat să se pregătească, să facă alergări, să facă antrenamente și unde își pot face și antrenamentele pe teren. Deci sunt pensiuni, locuri de cazare acolo. Pe... Și vor fi din ce în ce mai multe. Și vor fi din ce în ce mai multe. E un lucru bun pe care îl vom promova și cu siguranță se va dovedi a fi câștigător pentru zona. Așa este. Da, despre tineri văd că v-ați preocupat, dar să trecem puțin și la oamenii mai maturi, să zicem așa, cei care își cunosc foarte bine interesul și interesul omului de la țară reprezintă pământul. Da. Spuneți-mi cum stați cu fondul funciar. Cum ați stat în acest an 2014? Ce ați realizat? Anul acesta... Am demarat împărțirea pământului în satul Ticușul Nou. Acolo era o situație mai specială. După 25 de ani de la
revoluție nu era situația clară deloc. Ba, dimpotrivă, era o mare nebuloasă. Am făcut și tot acest an, începând din ianuarie, februarie, am tot avut adunări generale în sat pentru a stabili o regulă foarte clară care să împartă pământul, pentru că, vedeți noastră, dacă era o treabă ușoară, o făceau cei dinaintea mea de foarte mult timp. La un moment dat cineva îmi spunea, zi, ai grijă, primarule, că pământul nu e nici al tău, nici al primăriei. Eu știu treaba asta, primăria nu împarte pământ, e greșit spus că împarte pământ, primăria dă pământul înapoi celor care l-au avut. Dar este foarte greu și aproape absolut imposibil să nimeni nu mai știe exact care unde a fost. Deci pe vechiul amplasament aproape imposibil. Atunci trebuie să găsești o regulă acceptată de majoritate. În cazul nostru a fost acceptată în unanimitate de cetățenii satului Ticușul Nou. S-a împărțit absolut toată suprafața de vreo 750 de hectare pe câmpuri, în funcție de calitate. Câmpurile au fost împărțite tot de către cetățeni și pur și simplu s-a tras la sorți. Și știți cum e, soarta e ca moartea. Unii sunt mulțumiți, alții sunt mai puțin mulțumiți, deocamdată, pentru că la final vor fi toți mulțumiți. În primul rând, pentru că am făcut o regulă clară și nimeni nu va avea mai puțin de 30 de ari. Deci nimeni nu va avea o solă mai mică de 30 de ari. Am dat posibilitatea oamenilor să se asocieze, dar nu juridic. Dacă lucrează pământul mai mult sau sunt familii mai multe și vor să-l aibă la un loc, au intrat în căciulă cu soartea cu un singur bilet și îl primesc unii lângă alții să poată lucra o suprafață mai mare, pentru că ăsta va fi și viitorul și le va fi, adică va fi absolut necesar să ai cel puțin sole de 30, dacă nu 50 de ani, să nu fie mai mici de atât, pentru a putea să le poți declara la APIA, fără probleme. Pentru că până acum pământul era foarte fărâmițat și nu puteai să-l declar la APIA și pierdeai aceste subvenții care sunt absolut necesare pentru noi și pentru crescătorii de animale și pentru cei care muncesc în agricultură. Și pe această cale vreau să vă spun că după ce am stabilit foarte bine regulile, avem și o firmă care este de la noi din comună și omul cunoaște și foarte, foarte bine oamenii și este și autorizat să facă treaba asta. O facem și la un preț pe care alții cu siguranță nu l-ar fi acceptat, deci la un preț mic în comparație cu ce se lucrează în țară. Și din cele 750 de hectare pe care le are Ticușul Nou, am împărțit vreo 550 de hectare. Urmează că acum să avem o ședință după Sfântul Neculae, îi anunț pe cei din satul Ticușul Nou că după Sfântul Neculae va fi această adunare generală, unde eventualele neînțelegeri sau lămuriri care trebuie să le dăm oamenilor, o să le dăm punctat, o să avem timp, o să stăm cât e nevoie și absolut orice problemă va fi ridicată, vom veni cu răspunsurile și cu lămuririle necesare. Un singur lucru vreau să spun, pentru că în marea lor majoritate oamenii au fost mulțumiți. Adică în niciun câmp, din, să zicem, dintr-un procent de 100%, 2, 3, 4 inși probabil că au fost nemulțumiți de soartă, nu de primar. Pentru că eu doar am stabilit și am vegheat ca regulile să fie așa cum... Această modalitate, din ce spuneți dumneavoastră, a fost hotărâtă de către adunarea generală. Și știi ce vreau să spun? Că e o treabă dificilă, repet, dacă era ușor, o făceau alții până acum, nu așteptau 25 de ani. Cele 2-3% sau cei 3-4 oameni nemulțumiți, atât de mare scandal fac, că ar vrea să întoarcă totul. Și vreau să le spun tuturor că nu am făcut nimic decât să respect regulile impuse de către cetățeni și să veghez ca aceste reguli să fie respectate și asta o să vadă cetățenii din Ticușul Nou când o să venim la adunare, dar vreau să vă spun și să le spun tuturor că nu o să dau niciun pas înapoi de la ceea ce am hotărât, pentru că dacă dăm un pas înapoi, n-am mai făcut nimic. Noi trebuie să mergem până la capăt și chiar dacă acum vor fi oameni care vor fi nemulțumiți, peste 2, 3, 4, 10 ani, nici când, nu contează dacă o să mai fiu atunci primar sau nu, cu siguranță cei oameni o să pomenească și o să zic că a fost bine că a făcut împărțirea așa. Avem actele de proprietate, avem terenul, dacă vrem îl lucrăm, dacă nu îl dăm la alții, dar știm unde e și avem actele pe el, ceea ce e un lucru foarte important. Este bine.
Asta este la Ticușu Nou. Dar în celelalte localități din comună? În celelalte localități din comună, în satul Crihalma, aproape este finalizat. Aproape este finalizat. Acolo am avut noroc că pământul era comasat, a fost comasat. Și aproape că s-a dat pe vechiul amplasament și acolo e aproape finalizată. În satul Comuna de Jos și în Comuna de Sus încă mai avem probleme, pentru că acolo s-au dat niște titluri și în Ticușu Nou au fost date niște titluri absolut haotic, negândit, titluri pe câte 2-3 ani. În 2003, când au negociat guvernul Năstase intrarea în Uniunea Europeană, au făcut foarte, foarte multe concesii și la capitolul agricultură stăteam foarte rău, la capitolul retrocedarea terenurilor, era o condiție necesară să finalizăm și atunci a venit niște ordine să se dea titluri de proprietate provizorii, care au fost o mare prostie, o mare tâmpenie. Au fost date fără niște măsurători ca lumea, fără semnături ale celor din parcelele respective, fără procese, a fost o mare nebunie și sunt și acum o grămadă, peste 1000 de titluri în primăria Comuna neridicate, oamenii nici măcar nu știu că le au, titluri provizorii care, cele provizorii cu siguranță cred că le vom anula, dar cele care sunt definitive e aproape imposibil să le anulăm și acestea ne încurcă un pic, pentru că împărțind parcela și acolo fiind un titlu, e ca și când ar fi o casă, că nu-l poți mișca și trebuie să treci peste ea și îți încurcă un pic tragerea la sorți. Da, cu siguranță vom gestiona și acest lucru. Suntem în... acum, săptămâna trecută, am semnat procese verbale de punere în posesie la două composesorate, composesoratul Vâlcelele de la Comuna de Sus, care, uite, din păcate, după 14 ani de când a fost dată legea Lupu din 2000, cea cu retrocedarea pădurilor către composesorate, din cele aproape, sau mă rog, aproximativ 850 de hectare pe care Comuna de Sus le deține, nu aveau în proprietate decât 350. Și acum am, după o analiză foarte atentă a foii de avere a satului Comuna de Sus, am identificat și celelalte suprafețe care trebuie puse în posesie, am semnat actele premergătoare și cu siguranță în foarte scurt timp o să rezolvăm și situația composesoratului de la Comuna de Sus și Crihalma. La Comuna de Jos lucrurile sunt în regulă în ceea ce privește composesoratul de pădure. Sfârșitul de an. Din câte știm, tradițiile populare în comuna sunt respectate. An de an, de câțiva ani încoace, se desfășoară acolo activități culturale la sfârșit de an. Pentru 2014 aveți pregătit ceva sau aveți în plan ceva? Deci, în primul rând, ceată și da, așa mai departe. Da. În primul rând, sărbătorile de iarnă vor veni cu absolut tot ritualul, vor fi cete de colindători. Până acum, deci, satul Ticușu Nou va avea ceata, Crihalma va avea ceată, Turca de la Comuna de Jos, acum sunt băieți în discuții să se adune, de Sfântul Neculae o să stabilească conducătorii cetelor, la fel și în Comuna de Sus, și cu siguranță va fi un sfârșit de an încărcat de tradiție și de obiceiuri strămoșești pe care cu siguranță suntem obligați să le promovăm, să-i ajutăm pe copii, să-i ajutăm să poată să ducă mai departe aceste obiceiuri, pentru că din păcate să știți că fiecare ceată întâmpină probleme vis-a-vis de plata muzicanților, pentru că toate necesită niște cheltuielile de organizare, se fac niște mese, pentru că asta e tradiția și trebuie dusă mai departe, nu trebuie să facem rabat de la nimic, și aproape în fiecare an am încercat să ajutăm aceste cete de colindători cu bani de la cultură, nu foarte mulți, dar bani care măcar suplinea o parte din plata muzicanților. Bineînțeles, la începutul anului viitor, în 2015, avem Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă de la Comuna, care anul acesta va fi la a șasea ediție. Din păcate, este un an destul de greu și a fost un an destul de greu din punct de vedere economic. Au fost și alegeri și așa mai departe. Poate nu o să putem să-l ținem la același nivel, adică la același volum, pentru că noi invităm foarte, foarte multe cete din aproape toată zona
Cohalmului, cum îmi place mie să zic, zona Rupea. Spectacolul ține vreo 6 ore și s-ar putea ca acest an să fie un pic mai restrâns, dar cu siguranță îl vom ține. Vom avea și un invitat special, un interpret pe care căruia nu o să-i dezvăluim numele acum. Și îi așteptăm pe toți locuitorii comunei Comana, cei din Comuna de Sus, Comuna de Jos, Crihalma și Ticușul Nou și, dacă tot a venit vorba, vreau să le spun de pe acum multă, multă sănătate, sărbători fericite și să dea Dumnezeu ca acest an care pentru foarte mulți dintre noi s-a terminat și sper să se termine optimist și am fost bucuroși cu toții de rezultatul acestor alegeri, nu trebuie să ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe peste noapte și de mâine să mâncăm numai lapte și miere, dar trebuie să fim optimiști și să ne gândim că noi înapoi n-avem cum să mergem, nici la propriu, nici la figurat. Și atunci trebuie să mergem înainte și trebuie să avem încredere și speranță că lucrurile sunt pe făgașul normal. Multă, multă sănătate și la mulți ani tuturor românilor și locuitorilor comunei Comana. Vă mulțumesc, domnule primar, că ați venit aici să vă prezentați bilanțul. Așa, după cum spuneți dumneavoastră, pare un bilanț pozitiv, cu lucruri bune făcute acolo. Vă doresc ca noul an 2015 să fie mai bun decât anul precedent. Totdeauna, în fiecare an, asta este urarea, să fie mai bun decât anul precedent. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să veniți în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.